Un dentist a dezvăluit cum și-a petrecut ultimii 3 ani de mariaj. Soția sa, în vârstă de 32 de ani, a declarat că se plictisea în compania soțului, care prefera să urmărească meciuri de fotbal în loc să-i ofere clipe de dragoste. Conform sport.ro, Sasha a declarat că Steve se simțea mai fericit atunci când Liverpool câștiga decât atunci când făceau dragoste, așa că Sasha a hotărât să se angajeze într-o aventură cu un manager IT pe care l-a descoperit pe un site de întâlniri. Adevărul trist este că și Steve avea o aventură, însă cu băieții de la Liverpool. Dacă nu se uita la televizor, era prezent în cârciumă cu colegii săi vorbind despre fotbal, a declarat Sasha. Aceasta a spus că soțul ei refuza chiar și partidele de dragoste în momentul în care Liverpool se apropia de câștigarea campionatului. Femeia a hotărât la sugestia unei prietene să intre pe un site de întâlniri. La mai puțin de 24 de ore de la înscriere, aceasta avea 15 mesaje cu cereri de întâlnire. Ea a hotărât să-i acorde o șansă lui Paul, care era de asemenea căsătorit și au decis să se vadă. Niciunul dintre ei nu era încă pregătit să-și părăsească partenerii, iar cei doi au luat acest lucru ca pe o aventură. Sasha a dezvăluit că i-a fost foarte ușor să-și înșele soțul, deoarece i-a plecat de acasă fix când Liverpool avea meci. După această aventură, femeia este pregătită să-și înșele din nou soțul, spunând că are 10 de cereri de pe aplicația de întâlnire, relatează sport.ro.